Din nou la un film, de data asta am venit la Mâncăcios, da? Îl mai știți pe Mâncăciosul din filmele anterioare. Ia să vedem, de fapt ce să mai vedem, ia uitați ce a făcut Mâncăciosul, la un pic jumate de mâncare. A curățat tot aici, mai are un pic pe mărgini. Dar să vedem că a eclozat albina, da? Vedem că a eclozat albina. A început și el lucru. Și e timpul să-l extindem, nu spargem cuiburi. Nu spargem cuiburi, ci extindem. Așa se numește operațiunea corectă, extinderea cuiburilor. Pe care o va alege până la urmă tot albina, cât va delimita cuiburile. Că dacă o forțez eu, nu este... Să spunem așa, nu-i corect. Acum fiecare cum consideră că e, că este util. Depinde ce lucrare ți-e utilă. Ia să vedem ce avem aici. Să le liniștim și pe ele un pic și gata. Trecem mai departe. N-are mâncare, de-aia e agitat. Ia să dăm mai departe. El a avut niște rame cu miere, le-a cam curățat ce a avut el dat acolo, în cuib. Și acolo o să venim cu o ramă din asta cu mâncare la el. Ia să vedem ce a făcut el aici la cuib, a mai extins, n-a mai extins. Mierea de pe rama din cuib nu mai este, a dispărut. Era o ramă plină, plus că a avut 1,5 kg de turtă, deci vă dați seama ce mâncăcios am la stupul ăsta, e mâncăcios rău de tot. Ia să vedem dacă a adus și el polen. Da, a băgat polen și... Aici a fost plin cu miere, această ramă a fost bătută cu miere din cap în cap. Era o ramă întreagă, au curățat mierea și au adus polen în locul ei. Deci în cui mai mult de 1 kg de mâncare nu are. Este flămând, să-i spunem așa. Ia să mergem mai departe. Și este de înțeles, ia vedeți aici cât puiet, puiet larvar, puiet din spetează în spetează. Că și aceasta doar am avut miere. O matcă foarte bună, bate compact. E foarte frumos, dar venim iar acum cu aproximativ 5 kg de miere o să-i dăm lui. Este destul de surprinzător câtă hrană poate să termine această mică colonie. Ea a fost pe 4 rame, a mai fost dat miere și acum se extinde. Ia să vedem mai departe. Puiet ca lumea. Așa, din cap în cap, cât vrei. Peste 10 zile o să se umple lada aceasta cu albina.
Oh, nu fii supărată că n-am venit să vă iau mâncarea, ci să vă dau. Mai dăm un pic de... sirop. Deci mâncare zero și puiet foarte mult. Ia, ia vedeți aici ce de puiet este, în toate staliile. Ia, uitați, puiet, din cap în cap, săracul de el trage foame. Așa. Mergem mai departe. O ramă ușoară. Cum am tras de ea, am simțit-o că e ușoară. Ia să vedem. Da, ce să mai încoași încolo? E ușoară. Nici un gram de miere. Bun. Acum când o să vin cu mierea la el, vă las seama că o să fie bucurie pe el. Unde a putut să bage ăsta aproximativ 6 kg de hrană în 2 săptămâni? Aici aș adus și el un pic de polen. Iar mierea aia mult a dispărut, nu mai este. Acum văzând acest lucru, ce voi face eu? Da, să vedeți. Da, să aducem mâncarea. Deci avem aici 3 kg sigur. O zdrălim un pic. Eu știam acest lucru înainte să deschid colonia, că așa e această colonie, mănâncă, deci mănâncă urechile. Foarte mult. Dar văzând și puietul care îl are, nu este chiar de mirare acest lucru. Dăm această ramă într-o parte și în cealaltă. În partea cea opusă o să dăm o ramă la fel. Bun. Și peste 10 zile vom izola matca. Iată așa. Acum au primit hrana. O să aibă 6 rame de puiet. Izolăm matca pe 3 și totul va fi bine. Așa, mai aducem o ramă. Aceasta are vreo 2 kg aproximativ, da? E bună. Îi dăm și după diafragmă unul. Să fie, să aibă suficient. Așa.
Aceasta este singura colonie care suferă de foame, dar mai am una. Aceea e și mai și acolo, acolo e și mai dezastru. Deci din toată stupina două colonii au cam suferit așa, splămânde, nu știu care e treaba cu ele. Dar trebuie să le asigurăm hrana. Chiar și dacă suntem hobbyști, că cineva spunea că dacă ești hobbyist nu trebuie să dai mâncare la albine, că se descurcă ele. Dacă ești hobbyist, atunci faci ce vrei, nu? Nu prea e corect acest termen, dar mă rog. Așa, încă o ramă cu mâncare. Mai ales că eu sunt hobbyist convins, adică mai hobbyist ca mine nu cred că e cineva. Asta... Aici mai avem o ramă. Dar pe o parte are mieră. Dar o dăm după diafragmă. Și aici era miere în spate, dar... Au curățat ele, cât au știut ele mai bine, aceste rame nu le voi mai lăsa aici. Când voi veni să izolez Regina la următoarea etapă, o să umplem ori cu foițe, ori cu rame goale, vom vedea. Dar ai curaj să vii la ăsta cu rame goale, că nu prea. Nu prea merge cu rame goalele astea. Fiindcă o să vină după mine în casă să ceară mâncare după aia, numai că nu pot să îl las fără mâncare pe astea. Așa. Gata. Am dat mâncare liniște. Nu mai strig, nu mai plinge, gata. Bun. Iată încă o ramă cu mâncare aici. Am extins și cuibul, spațiu are de acum. Mai are el ceva pe aici. Din turtele respective o să iau, las și pe asta, nu? Dar ce să-i facem? S-au supărat că le-am luat mâncarea, uitați. Să dăm un pic aici, să îndepărtăm albina. Ce s-au cumințit dintr-o dată? Zici că i-am dat unui copil bomboane. Așa. Bun. Cam atâta cu mâncăcior sau cu i-am dat mâncare pentru nu știu cât timp o să ajungă, dacă într-o săptămână am mâncat tot,